Partener de drum, Soradi. Caut România veritabilă. În oameni, în locuri, în fapte. Și mai caut călăuza potrivită care să-mi o dezvăluie. Autentică și valoroasă. Sunt Cristina Șoloc și te invit într-o călătorie fascinantă prin țara ta și a mea. Maramureșul este ca o cetate care apără și veghează la miază noapte Ardealul. În munții din această strajă, românii se luptă să-și păstreze tradițiile, să le transmită mai departe, pentru ca identitatea lor să nu piară în negura vremurilor șovăitoare. Mătușaiană! Da! Hai, da, până afară! Am ajuns în Petrova, la Mătușa Ioană, da! Cel mai pitoresc și pătimaș personaj din comună. O țărancă harnică și atât de iubitoare de zestrea strămoșească, încât și-a transformat casa bătrânească într-un muzeu neoficial, un decor autentic pentru majoritatea filmărilor din zonă. Cum ați păstrat căsuța tradițională așa cum era ea? Cum de v-ați îndurat să n-o spargeți? Păi ne-am spart-o că eu oricum am crescut la o căsuță exact ca asta. După aceea am venit aici în oră de 30 de ani și n-am mai vrut să o sparg. Am vrut să o avem mai departe de la străbunicii noștri și de la moșii noștri. Și acum am zis că păstrăm tot, că am 3 copii și aici că am început deja să adun, să fac zestre pentru fată, că am o fată și 2 băieți. Se mai dă zestre? Da, se dă zestre, se dă perine, se dă cergi, se dă ștergători, se dă tot ce se află așa în casă, tot se dă, se dă vacă, se dă porc, se dă oie, se dă găină, ce trebuie la casă, trebuie să dai la fată când se mărită. Plus, cecul, dacă e pus bine, îi, și dacă nu, s-a descurcat cum s-a descurcat și mămica ei. Păi băiatul, cu ce mai vine? Păi am un băiatul care cu minte poate veni să pui numai clopul în cui. Oh, care are bine. De toate. Ce bine moroșanului. Și dumneavoastră le-ați moștenit aceste lucruri sau le-ați făcut? Aia s-ați făcut e de mine. M-am măritat la 27 de ani și am avut timp să-mi fac și zestre. Și am lucrat de la 12 ani și prin țară. Nu, n-ai cum să vii fără de zestre, că nu te ai nimeni. Câte obiecte ați strâns aici? Da, cine le mai știe numărul? Aia este fără număr. Că-s de la moșii și strămoșii noștri. Puteți să vă faceți un muzeu. Da, chiar eu muzeu mi-am dorit să fie aici cândva. Și aici toată zestrea asta de aici? Ați făcut-o dumneavoastră sau? Da, nu, aia este solurile ce mi le-a dat mama de zestre. Mama mi le-a dat, mama la tăte mi-a dat cel mult câte 8 soluri la una, mai mult nu a putut, că am fost 7. 8 soluri la una și câte 5 ciorgi. Și câte 8 ciorgători, așa împărțit frățește. Nu, dar la una mai puțin ca la alta. Ca să nu se supere niciuna. Dar nici atât nu a făcut diferențe între noi. Și pune și apă la uscat. Iarna, da, exact. Noi o împletim așa și o punem, că să o punem de amulădiță deja, ea prinde o miezală și aruncă mustăț iarăși încolțește și punem acolo. Aiu așa îl punem până de pe gâr, după aceea e ceapa, acolo am înșurat mere pe iarnă, care a mai uscat merele, pot să vi le arăt, aia este mere care noi le mâncăm în postul Crăciunului. Mere deshidratate, da, nu? Aia este le uscăm pe tablă, la soare. Aici am pregătit prune. Iar nu avem ce mânca. La noi aici Maramureș și la noi în Petrova e mai multă lume, mănâncă tot uscat, nu congelat. Uscăm prune, uscăm mere, uscăm ribe, uscăm păstăi, tot uscat, nu congelat, că le bag în ladă. Păi să zic, nici nu-mi plac, nici la prunce mie, noi așa ne-am învățat, noi așa știm. Păi și aici ce pregătiți? Am pregătit pentru copiii de la școală, că zic că vin copiii de la școală cu domnul profesor Vasile Condrea. Și a zis că să le pregătim plăcintă de mălai. Bună ziua! Ce faceți? Uitați, ne pregătim pentru cântar, bine? În fiecare săptămână, copiii din Petrova care vor să cânte au ocazia să-și pună talentul la treabă cu profesorul Codrea, sosit de la Baia Mare special pentru ei. Iar în zilele frumoase, lecțiile au loc în mijlocul naturii. Cu mândrat cântă cu mândrat cântă
Profesorul Vasile Codrea este creatorul pepinierei viitorilor artiști maramureșeni, Doina Maramureșului. A studiat conservatorul la Cluj, iar după masterat s-a întors acasă cu planuri ambițioase, pe care le-a și concretizat. În 7 ani, grupul lui a crescut de la 5 la 60 de elevi și are o zestre de 3 albume, peste 100 de videoclipuri muzicale și peste 100 de premii naționale și internaționale. Suntem într-un loc unic în lume, Maramureș. Nu cred că mai există atâta folclor nicăieri în lumea aceasta. Și tradițional, original. Dumneavoastră spuneți că tot folclorul din Maramureș e bun? Poate nu tot, dar majoritatea totul este autentic. Și ceea ce urmăresc și turiștii care vin la noi, și străinii, și muzicienii care au studii muzicale, vin în Maramureș și apreciază ceea ce avem noi. Alte zone s-au denaturat, din păcate, fiindcă muzica se universalizează, pot să spun. Adică vin tot felul de influențe din alte genuri. Dar uitați că la noi, în Maramureș istoric, am rămas naturali. Noi facem o testare înainte. Deci testăm auzul muzical și ritmul copilului. De acolo se cerne sita de la început. Care nu are potențial sau care nu are auzul foarte bun, îi spun să meargă spre alt domeniu. Să vedem. Testați-mă. Da? No, bun. Uitați ce să facem noi acum. O să cântăm o melodie oră cu la-la-la, da? Bun. Atât. Împreună. 3 și. Bravo. Foarte bine. Melodic, vă descurcați, exemplar. Și acum o să testăm auzul, da? Uitați, o să bat din palme ori și v-ați trebuie să repetați după mine, da? Ascultați prima dată cu atenție. Bravo! Încă un motiv ritmic. Super! Aveți un auz și un ritm. Mulțumesc, mă calific bun pentru etapa da următoare. Puteți apuca de canto la orice oră. Eu am elevi și din zona QR-ului, codului, dar Maramureș istoric este superior altor zone folclorice. Vă referiți la talent? Talent, implicare, dăruirea copiilor. Copiii vin de la... nu vin împinși de la spate, de părinți, la vioară sau la canto. De câți ani cânti în Doina Maramureșului? Păi, eu am început să fac canto de la vârsta de 8 ani. Am început să cânt, să fredonez cântece care le-am reținut mai bine de la 6-7 ani, când am început să țin minte mai multe melodii. Și ce cântăreț ți-a plăcut ție? Mie îmi place cel mai mult Titiana Mihali, care este din Borșa, privighetoarea Maramureșului. Da? Și știi vreo melodie de la Titiana Mihali? Da. Mireasă cununa ta. Să vedem. Hai, mireasă cununa ta, măi la 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 la, cum ți-o dai de-a rânduna, măi la 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 la. Cum ți-o dai de-a rânduna, măi la 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 la, până grădină la măta, măi la 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 la. Miresu căstruț de flori, la 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 la, ies gândul de la feciori, la 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 la. Bravo! Ai fost și la concursuri? Da, am fost până acum la 2 concursuri. Urmează să mai merg la un concurs cu melodia Mireasă cununa ta, care am cântat-o și acum. Și ce ai făcut la concursuri? Păi, deocamdată am luat la toate trofeul și premiul întâi. Urmează acest concurs important pentru voi două, da? Georgiana este una dintre tinerele speranțe ale Maramureșului și fata referentului cultural din comună. Maria Cocârcă, mama ei, s-a atașat de tradițiile satului încă din copilărie,
iar acum le promovează intens. De 5 ani s-a întors acasă, unde reînvie obiceiurile și descoperă talentele. Când a descoperit harul chiar la copiii ei, a insistat câteva luni până când profesorul Codrea a fost convins să țină cursuri și la Petrova. De atunci, micii artiști din zonă au câștigat concursuri, au scos câteva albume și au filmat 10 de videoclipuri. Când au cetierul ca să fiu mortămaș scula. Când un, e un om năcăjit, dacă ascultă o hore, îi trece de supărare. Se descarcă și... Da, se liniștește. Muzica are ceva cu organismul uman. Și păcat. Dacă tot avem copii talentați la nivel de Petrova, dacă avem profesori pregătiți, de ce nu? De ce să nu facem muzica? Acum, dacă am descoperit și am evoluat și am descoperit copii talentați voce și instrument, de ce să nu evoluăm și noi? Pe lângă Bărbătiesc și Tropotita din Petrova la Învârtită, să avem și artiști, dacă, de ce nu, dacă se poate? Să promovăm Petrova la cel mai înalt nivel. Păi ați și promovat Petrova, așa v-am și remarcat, pe Facebook, prin videoclipurile pe care nu știu cine le-a făcut. Majoritatea părinții și cu fără sprijinul primăriei, domnului primar, n-am fi putut să facem. Și cu domnul profesor, bineînțeles, domnul profesor. Și la momentul acesta aveți videoclipuri, aveți și albume? Avem videoclipuri, avem album, urmează un al doilea album, avem album cu toată Doina Maramureșului, 3 volume, au participat copiii la concursuri, au fost apreciați, vor participa în continuare. Da, da, mulțumim Dumnezeu pentru tot și pentru toate că avem în Petrova valori, atât talente cât și ce ați văzut astăzi, mâncare tradițională, port, grai și peisajul care e de poveste. Despre Petrova s-a scris prima dată pe la 1400. Oamenii de aici au fost mereu mândri, neînfricați și neobosiți în lupta pentru identitatea locală și națională. Ca istoricul martir Alexandru Filipașcu, din marea familie nobilă de Dolha și Petrova, care cu prețul vieții ne-a lăsat istoria Maramureșului și a nobililor lui de acum 800 de ani. Dintre cele aproape 500 de familii nobile care au trăit în Maramureșul istoric, unele și-au păstrat numele și pământurile până în ziua de azi. Deci de mic v-ați dorit o fermă, de mic. Da, mai ales după ce am văzut-o din filmele alea americane și acum mă uit ca copii pe alea. Ion Mihalca se trage din neam de nobili cu pământuri multe. Nemeși li se spunea bogaților în Petrova, iar săracii erau porțieși și n-aveau voie să se amestece între ei. Dar dansatorul Ion Mihalca s-a îndrăgostit de solista ansamblului Tileguța din sat. Nu i-a mai păsat că-i porțieșă și nici că părinții îl lasă fără moștenire, așa că a luat-o de la zero. A muncit din răsputeri, și-a făcut fermă de vaci și apoi s-a dus la facultatea de zootehnie, la 55 de ani. Când v-ați dus la facultate, cum v-ați înțeles cu colegii, cu studenții? Foarte bine m-am înțeles cu ei, numai că ei era înaintea mea. Că eu nu prea le aveam cu digitizarea, cu telefoanele, cu calculatoarele și acolo am fost un pic mai greu. No, da? M-am obișnuit. Prima dată au zis, eu am știut, mi-a fost mai greu să mă exprim. Profesorul a zis, domnule, hai, dar că știți mult mai multe, ca mulți studenți care termină. Din experiență deja. Deci ați veniți acolo, că nu, să, și nu trebuie să veniți, ați veni odată pe lună, odată pe, nu știu, după ce m-am dus acolo, mă suna profesorii să merg la ore, s-a obișnuit cu mine, mă scotea tot timpul la tablă, eram un exemplu. Aici, în Petrova, am băut un groștior foarte bun, groștior nu vindeți. Noi nu-l smântânim deloc. Laptele, așa cum îl mulgem, așa facem brânzeturi. Dar când e vorba de făcut un balmoș, avem un groștior. Nu pasteurizat, exact cum îl dă văcuța, cum s-ar zice, pentru că laptele de la noi e foarte gras. Ion Mihalca este cunoscut în zonă pentru gustul special al brânzeturilor produse în ferma lui și se mândrește că sunt 100% naturale, mai ales că are de înfruntat anual capriciile vremii și capriciile vremurilor. Am circulat mult în Elveția și tare să seamănă cu noi. Când am văzut că în Elveția este piatră și nu este pășune și au vaci ca așa noastre, ei avea drum auto, asfalt până în fermă, avea curent trifazic până în fermă, avea toate utilitățile posibile până în fermă. Dar eu ferma asta, eu nu am beneficiat, e rușinos să spun chestia asta, de nici o utilitate.
de nici o utilitate, nici de apă, nici de curent, nici de drum. Și cum ați făcut? Prin forță proprie. Viața aspră de la fermă nu l-a descurajat pe Ion Mihalca, ci l-a făcut și mai ambițios. Mai are de împlinit un vis. Să tehnologizăm tot, adică să fie forța de muncă cât mai redusă, ca în străinătate, ca în Elveția. Și să fie mai ușor. Să am și eu curent, măcar am un 2023, sau cât să apuc să văd că arde becul și la mine nu să stăm în tuneric. Păi ce, n-aveți curent? Deci curentul ăsta e tras la 2 km de acolo. Acolo e ceasul. Arde becul, dar nu poți să, pentru că nu merge. Ai volți, dar n-ai tensiune. Cum ar fi ca fermierii să-și poată produce singur energia din deșeurile menajere, agricole sau forestiere? Acest lucru este deja posibil. Inventatorul Iulian Horneț a dezvoltat în 18 ani, cu fonduri proprii de 10 milioane de euro, o stație de piroliză premiată de străini, care la temperaturi foarte înalte transformă ecologic gunoiul în combustibil ieftin. Cred că ați venit exact unde trebuie, la cel mai curat și cel mai ieftin kilowatt pe care îl produce astăzi omenirea. România, când în vârf de consum, importă aproape 3.000 de megawați de energie electrică. România, care n-avea ce să facă cu energia electrică. Astăzi avem în deșeurile menajere 12 milioane de megawați pe care îi ducem în groapă. Eu am luat gunoiul de la groapă, m-am dus și l-am peletizat, l-am tocat, l-am uscat și l-am făcut peleți, tocmai ca să-i aflu puterea energetică. 4,2 MW pe tonă. Atât are deșeura care îl duc la groapă. Și pe ăla trebuie să-l duc la coincinerare, la ciment, să fac din el energie. Pe el trebuie să-l duc în stațiile de piroliză, în arzătoarele Eco Horneț, că funcționează la peste 1200 de grade, adică efectul de formare a dioxinei dispare la temperatura asta. Arderea este curată. Este un proces de descompunere endoterm în lipsa oxigenului, care are poluare zero, ardem peleți, peleții sunt încadrați în normele de poluare, sau ardem gazul de la piroliză, îl încadrăm în norme de poluare, deci descompunerea este poluare zero și creăm combustibil. Gaz, ulei de piroliză, care îl transformăm pe urmă în CLU, în motorine, depinde din ce iese, da? Și biochar, deci din deșeul menajer obținem biochar, din nămolul de epurare obținem biochar, din tot ce înseamnă biomasă pe planeta asta, tot ce a fost viu și viu, da, înseamnă biochar. Aici este un pelete făcut din gunoi de grajdă. Ia uite. Nu miroase atât cât e uscat și da, nu miroase deloc. A dispărut mirosul prin uscare, da. Da? Nu miroase deloc, da. Același lucru cu ulei și cu biochar, deșeu de paie de grâu. De aici este și cel mai bun biochar din biomasa agricolă, da? De-aia toată biomasa agricolă trebuie trecută în energie, gaz, ulei și biochar. Aici am tras o coasă aici pe câmp, da? Sunt buruieni, da? Din buruieni, ia uite. Buruieni, da. Erau coapte, da? Aveau și fruct în ele, da? Și au 4,4 MW pe tonă. Aha. Foarte bun. Poate 4,6. Aici am trecut cărbunele prin piroliză, l-am desulfurat, am scos sulful în gaz, da? Și a rămas un cărbune bun de foc. Se încadrează în normele de poluare perfect. Asta trebuie să ardă la termocentrale. Ca să respirăm un aer curat ulterior. Respirăm aer curat. La 400 de grade am făcut desulfurarea cărbunelui. Asta e un cărbune bun acum. Poate să-l facă pulber, să-l bage în termocentrale. Cea mai mică instalație de piroliză, de 100 de kilograme pe oră și 300 de mii de euro, poate procesa tot gunoiul dintr-o comunitate de 3.000 de oameni, transformându-l în energie la 10-20 de euro megavatul. Alte 70 de tehnologii inventate de el, de la centrala ecologică pe bază de peleți sau gaz de piroliză, la generatoarele de aer cald, asigură toate fluxurile termice, scăzând costul energiei la jumătate. Pentru o centrală la bloc, ce peleți recomandați? Astăzi, pentru mine, cel mai ieftin kilowatt este cel făcut din deșeul meu. Este 10 euro megawattul. Cu floarea soarelui pe care o consum acum mă duce la 20 de euro megawattul. Asta e centrala termică, arzător pe peleți. Este singurul sistem cu combustibil solid din lume
care are recuperator din gazele de ardere fără condensare, eficiența depășește 94%. În 1990, solul românesc de cultură era fertil în proporție de 70%. În prezent mai este doar 35%. De aceea inventatorul Horneț nu s-a lăsat până când a găsit soluția și pentru oprirea deșertificării pământului, biocearul, valorosul cărbune vegetal care vindecă solul. Avem pământ infestat. Știți câte sole de pământ sunt infestate? Tot ce a fost sonde, tot și funcțiune și nu mai sunt, da? Acolo iau pământul, trec, pampiroliză, îl pun înapoi și anul următor cultiv. Doar îi scot din el hidrocarburile, scot motorină și gaz, din care fac energie. Și fac și terenul, las și un sol curat. Da? Și acum în el e deja biocear, vine, îi pun humus, vine, plantez și dau drumul la cultură. Terenul României poate fi refăcut dacă nu ne ducem cu el în deșertificare. Aceeași greșeală a făcut-o, că nu suntem noi singurii care greșim, au greșit portughezii. Ei acum dau 5-600 de euro pe o tonă de biocear. Sunt țări care au început să-și refacă. De ce credeți dumneavoastră că Israelul devine mai verde decât România? Că tratează solul? Cu biocear. Eu am utilaj care fac 2 tone pe oră. Unu, da? 10 utilaje înseamnă 20 de tone pe oră, înseamnă 20 de tone, înseamnă un hectar reabilitat, un hectar de sol care este deja în deșertificare, cum este sudul Olteniei. Pare doar o poveste, însă există români inventivi care au găsit calea spre o Românie curată și fertilă, reușind astfel să transforme povestea în realitate. Un cartier din București, un altul din Buzău, pensiunile din Cheile Grădiștei, orserele de la Dumbrava, se bucură de energie curată și ieftină tot anul. Pentru că în România veritabilă nimic nu se pierde, nimic nu ne dăunează și totul se poate transforma în câștig. Putem rezolva problema energetică a României, putem rezolva problema mediului României și putem rezolva problema agriculturii românești. România are atâta biomasă încât nu are nevoie de curent, de energie, de nicăieri. Am fost ofer de tir, da. Și vreau să vă spun, nu ți-ți nimeni că ziceți român sau ceva. Și mi-am făcut prieteni și în Elveția, și în Germania, peste tot. Asta e România veritabilă și ce ați văzut astăzi aici, în Petrova. Copilașii talentați, mâncarea tradițională, obiectele din trecut, care se păstrează încă. Este demonstrat că le dezvoltă foarte mult inteligența emoțională, muzică, în general. Nu contează ce instrument faci. Eu îl por pe Dumnezeu în suflet. Eu demă culnochea, zic, Bunul Dumnezeu să fie cu mine. Demă trezesc dimineața, Bunul Dumnezeu și Maica Domnului să fie cu mine și cu pruncea mea și cu familia noastră. Îs foarte ușor, așa e, ușor. Parcă zbor, parcă nu știu, așa mă simt ca un nou născut. Partener de drum, Soradi.